15 elevi ai unei școli din localitatea Eșană Strunga au ajuns la spital cu simptome specifice intoxicației după ce ar fi primit la școală mâncare alterată, mai exact sandvișuri incluse în programul Masa Sănătoasă. DSP a declanșat o anchetă epidemiologică. Guvernul a aprobat creșterea salariului minim brut cu 400 de lei. Peste 1,8 milioane de români vor primi de la 1 iulie aproape 2400 de lei în mână. Ca efect, patronii ar putea renunța la unul din 10 angajați ca să poată plăti salariile, cred economiștii. A început numărătoarea inversă până la încheierea campaniei electorale pentru locale. Unele dintre partidele politice au organizat ceremonii în care au transmis discursurile finale ale candidaților în fața simpatizanților. Iar astăzi se împlinesc 80 de ani de la debarcarea din Normandia. Lider mondial și veteran ai celui de-al doilea război mondial s-au întâlnit în provincia franceză pentru a marca ziua Z, evenimentul din 6 iunie 1944, care a reprezentat sfârșitul Germaniei naziste. Elevi au fost transportați la spital după ce ar fi mâncat sandvișul primit de la școală, inclus în programul Masa Sănătoasă. Copiii învață la școala din comuna Strunga, județul Iași, iar Direcția de Sănătate Publică și Inspectoratul Școlar Județean au decis ca masa să nu mai fie distribuită copiilor din școală până se va identifica sursa exactă a îmbolnăvirilor. Cu detalii vine chiar acum jurnalistul Euronews, Carmen Ciocan. Carmen, bună seara! Spune-ne ce informații ai despre starea de sănătate a copiilor în acest moment. Bună seara, copiii sunt stabil hemodinamic, sunt conștienți, sunt aici la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași și au fost transportați cu două ambulanțe și o autospecială pentru victime multiple. În total, 15 elevi au ajuns la spital pentru mai multe investigații medicale. Primele îngrijiri medicale le-au primit la dispensarul din comună. Acolo, primii 5 s-au dus la mai puțin de o oră de când au primit pachetul, un sandwich. S-au simțit rău ca și simptome, vărsături, mâncărime, stare subfebrilă. Unii copii au mâncat tot sandvișul, alții nu și părinții au avut cum să arate felul în care era sandvișul pe care elevii l-au primit astăzi la școala gimnazială din comuna Strunga, un sandviș cu carne de pui pe care se poate vedea cu ochiul liber că este mucegai. De altfel, un copil i-a spus tatălui că avea un gust mai ciudat, însă că l-a mâncat chiar și așa. O parte dintre elevii, cel mai probabil, vor rămâne internați. Unii au avut nevoie și de tratament, de perfuzie, însă, așa cum spuneam, sunt bine în acest moment. Există o anchetă epidemiologică făcută de inspectorii Direcției de Sănătate Publice pentru a vedea exact ce conținea acest sandwich și care a fost cauza îmbolnăvirii. Vorbim despre Masa Sănătoasă, un program în care a fost inclusă școala gimnazială din comuna Strunga pe 15 mai. O firmă din Târgu Frumos, județul Iași, este cea care livrează produsele în fiecare zi. Din primele informații se pare că acest sandwich ar fi trebuit să-l primească ieri, însă pentru că ieri a fost zi liberă, l-a primit astăzi pe program. În mod normal, elevii ar fi trebuit să primească altceva astăzi la pauza mare. În total, în școală sunt 100 de elevi, iar în întreaga comună 260. Așa au arătat sandvișurile oferite astăzi elevilor de la școala gimnazială din localitatea Strunga. Unii copii le-au aruncat, însă cei care le-au mâncat au început să se simtă rău în mai puțin de o oră. Imediat au fost anunțați părinții. Am primit un telefon de partea fiicii și au spus că se simte rău, după care m-am întrebat dacă e singur sau ce s-a întâmplat. Mi-au zis că sunt probleme de la școală, în urmă au mâncat ceva niște sandvișuri care se dau la școală. Sandvișurile am văzut la copii că erau stricate, mucigăite. Nu mai fost nici care s-au dat pe ziua respectivă, s-au dat următoarea zi. Și astăzi, de exemplu, astăzi trebuia să fie hot dog și a fost sandviș. Sandvișul era ieri. Deci sandvișurile care trebuia să fie ieri, nu s-au dat ieri și s-au dat astăzi. Alertat, directorul a început să-i ducă pe elevi la dispensarul din localitate. Au venit de la școală, însoțit de domnul director, 5 copii. După aia, până la 15,
15 copii până la ora 14, nu foarte grav. Cu simptome de urticare, cu dureri de cap, dureri de vortică, nu toți, vesel și nu prea. S-a acordat primul ajutor de prim moment, având în vedere că vin de la școală cu domnul director, s-au anunțat părinții. Clasic cu tratament și s-a anunțat ambulanța. Aia doamna de pe ieri, ambulanță, în funcție de gravitatea cazurilor, au fost surprins din nivel masă. De când lucrez aici, nu m-am gândit niciodată cu cazul de genul ăsta, atât de mult. Ei vedeau dacă mâncau ceva deosebit, dar nu de la școală. Părinții au încercat să ceară explicații de la conducerea școlii, care le-ar fi transmis că mâncarea nu e verificată pentru că pachetele ajung sigilate. Sandvișurile erau stricate, deci am văzut. Ce ați observat la ele? Cum arătau? Era carne, era vânătă, cum mucegai pe ea, varza veche, tăiată. Unii părinți au zis că nu știe dacă e varză, că nu semăna varză, dar nu știu. Probabil că dacă ea a fost tăiată mai de mult, a fost... S-a deteriorat, normal. Ați vorbit cu cei de la școală? Am vorbit cu conducerea școlii, cu domnul director. Domnul director a zis că nu are nicio vină, nu știe, l-am întrebat dacă nu verifică. Deci cineva trebuie să verifice. A zis că școala nu verifică. Nu este obligația școlii să verifice sandvișurile, vin ambalate, vin sigilate. Direcția de Sănătate Publică Iași a deschis o anchetă epidemiologică. Copiilor li s-au prelevat probe de sânge care au fost trimise la laborator. În funcție de rezultatele controlului, DSP Iași va lua măsurile corespunzătoare, au transmis reprezentanții instituției. Avem 3 soluții pentru înverzirea capitalei date de 3 candidați la funcția de primar al Bucureștiului. Vedem în câteva minute cum au de gând să extindă spațiile verzi. Înainte de alegeri, guvernul a aprobat creșterea salariului minim de la 3.300 de lei brut la 3.700 de lei. Peste 1,8 milioane de români vor primi de la 1 iulie aproape 2.400 de lei în mână. Economiștii atrag atenția că unii patroni ar putea renunța la unul din 10 angajați ca să le poată plăti celorlalți 9 salariile. Mai mult, guvernul a păstrat plafonul de 4.000 de lei peste care aplică impozit de 10%, așa că patronii ar putea să renunțe și la beneficiile care depășesc această sumă, cum ar fi bonurile de masă. Analiștii spun că majorările salariale nu se resimt și în buzunarul românilor, pentru că banii în plus se duc pe mâncare și întreținerea familiei, care costă din ce în ce mai mult. Cea mai așteptată decizie de azi este creșterea salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar de la 1 iulie. Din această sumă, 300 de lei vor fi scutiți de taxe și impozite, deci netul va fi cu 284 de lei mai mult decât este acum. Un angajat va primi în mână în total 2.363 de lei. Aceasta este a doua creștere a salariului minim în 9 luni. Măsura, cred analiștii economici, va pune din nou presiune pe antreprenori. Dacă au, să zicem, 10 angajați plătiți cu salariu minim, în acest moment vorbim de o sumă de vreo 4.000 de lei pe lună în plus. Prima măsură care îmi vine în minte este clar să pun în preț acest lucru, dar dacă văd că vânzările mele nu cresc pentru că este slăită populația pe parte de inflație, putere de cumpărare, a doua soluție pe care o am ca antreprenori este să dau afară unul din cei 10, să-l trimit la plimbare. În primele 3 luni ale anului, costul forței de muncă pentru o oră a crescut în medie cu 16,45%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în învățământ și tranzacții imobiliare peste 10%, respectiv aproape 9% în hoteluri și restaurante. Guvernul a menținut plafonul de 4.000 de lei până la care angajatorul poate acorda beneficii, cum ar fi bonurile de masă, și este scutit de impozitul de 10%. În această situație, patronii ar putea lua decizia să taie din valoarea bonurilor de masă ca să nu plătească impozit pentru ce depășește plafonul. Angajatorii vor trebui să plătească mai multe taxe la stat dacă vor să ofere angajaților beneficii peste plafonul de 4.000 de lei, care este în prezent. Este o concluzie care va aparține. În motivarea acestor acte normative aprobate astăzi, este specificat că ele sunt rezultatul unui dialog social care a avut loc deja, care a avut loc în prealabil prin Consiliul Național Tripartit, atât cu sindicatele cât și cu patronatele. Aceste prevederi se aplică de la 1 iulie, ceea ce oferă un răgaz acestui dialog și eventual unor eventuale ajustări. Creșterea salariului minim vine după alte majorări de salarii între 5 și 13% pentru diverse categorii bugetare, precum profesori, poștași, angajați din primării sau case de pensii.
Cred că omul se liniștește psihică mai are acolo 2 lei pe care știi că îi dă pe altceva, dar de fapt el plătește mai mult că acei 2 lei, să zicem, care plătea până acum pe nu știu ce produse, acum fac 4 lei, exact 4 lei cât are el în buzunar. Am simțit că a crescut salariul, dar fiecare lună rămâne mai puțin față celelalte, față cum era înainte. Unele produse cumva 100% s-a scumpit. Mă refer la produsele de mâncare. Orice sumă, bineînțeles, e binevenită, dar valoarea e foarte mică. E aproape irelevant. Puterea de cumpărare a românilor rămâne mică în ciuda creșterilor salariale. România are în prezent cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. În primele luni ale acestui an, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la detergenți, medicamente, conserve din fructe sau carnea de vită. România are al doilea cel mai mic salariu minim din Uniunea Europeană după Bulgaria. Prin comparație cu luxemburghezii, românii primesc de 4 ori mai puțin. Până la sfârșitul anului, salariul minim ar putea crește din nou. Ministerul Muncii lucrează la un mecanism prin care România să introducă salariul minim european. În caz contrar, România riscă declanșarea unei noi proceduri de infringement. Formula de calcul va ține cont de puterea de cumpărare, câștigul salarial mediu brut și productivitatea muncii. Linie dreaptă spre desființarea CFR Marfă, una dintre cele mai păguboase companii de stat. În ședința de azi, guvernul a aprobat alocarea a 125.000 de lei din fondul de rezervă pentru a asigura capitalizarea unei noi companii, Carpatica Feroviar, care va înlocui CFR Marfă. Noua companie este de interes strategic și ar urma să asigure fără sincope inclusiv transportul de armament, trupe și echipamente militare, mai ales în contextul în care România are un război la graniță. Are detalii colegul meu, Cristian Popa. Ce înseamnă, Cristian, acest pas în drumul noii companii feroviare? Bun găsit! Decizia luată astăzi de către Guvernul României de a aloca din fondul de rezervă suma de 125.000 de lei necesară pentru capitalizarea noii companii feroviare este una extrem de importantă, care arată că nu mai este foarte mult timp până când Carpatica Feroviar ar putea să intre la treabă. Spuneau responsabilii că vorbim de aproximativ o lună până când acest lucru s-ar putea întâmpla. Este adevărat, mai sunt câțiva pași pe care noua companie va trebui să îi parcurgă, un aviz de la CSAT și în cele din urmă hotărârea de guvern. De altfel, responsabilii în decursul timpului spuneau că este absolut necesară înființarea acestei companii de transport marfă în dauna companiei CFR Marfa, având în vedere că cea de-a doua a acumulat datorii de peste 4 miliarde de lei. Spuneau responsabilii că nu mai prezintă siguranță în acest context în care există datorii, există sechestre puse pe mai multe vagoane și locomotive, dar și bunuri ale CFR Marfa, în condițiile în care există un război la graniță. În decursul timpului, responsabilii spuneau că este importantă o astfel de companie, mai ales într-un astfel de context, care va avea un rol extrem de important și în ceea ce privește transportul de trupe sau de echipament militar atunci când situația o va cere, fără să fie probleme deosebite. De altfel, legat de soarta angajaților CFR Marfă, responsabilii spuneau că în perioada următoare de timp, cei aproximativ 3.500 de angajați ar trebui să fie transferați la noua companie Carpatica Feroviar. O perioadă de timp, din momentul în care toate documentele vor fi gata, cele două companii vor merge simultan pe piață, urmând ca de la începutul anului viitor, doar compania Carpatica Feroviar să fie singura companie care va transporta marfă pentru statul român, o companie care va avea acționar principal statul român, dar și finanțare privată. Și vă spuneam, doamnelor, domnilor, este ziua Z astăzi. Mergem acum și noi în Franța pentru a urmări imagini în direct de la evenimentul care marchează cei 80 de ani de la debarcarea din Normandia. O operațiune militară care a reprezentat, evident, un moment de cotitură în cel de-al doilea război mondial. Vedem chiar acum imagini cu parașutiștii care debarcă pe plaja de acolo. Chiar în aceste momente, în localitatea franceză Vers-sur-Mer, sute de oameni s-au adunat ca să le aducă un omagiu soldaților care au debarcat în Normandia în data de 6 iunie 1944. La ceremonie sunt prezenți regele Charles al III-lea, premierul britanic Rishi Sunak, dar și președintele american Joe Biden și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. De altfel, în condițiile acestui război din Ucraina, care iată durează de mai bine de 2 ani, festivitățile organizate astăzi în Franța au o însemnătate aparte.
Într-un discurs pe care l-a susținut mai devreme președintele american, Joe Biden a subliniat că aliații nu vor renunța la apărarea Ucrainei și nu vor permite Rusiei să amenințe o parte mai mare a Europei. On the 4th of June, our officer called us together and said, we go tonight. We waited and waited. Finally, we heard that the operation was postponed. Ne continuăm jurnalul. Vremea s-a dezlănțuit în stațiunea Eforie Nord, unde a plouat cu grindină de dimensiunea unei cireșe. Doar câteva minute a durat până când nisipul a fost acoperit de bucățile de gheață. Vremea a fost însă rea în tot județul Constanța. Această parte a țării s-a aflat sub pod portocaliu de ploi după câteva zile cu temperaturi caniculare. Este în continuare alertă de inundații în sudul Germaniei. Din cauza ploilor abundente, mai multe râuri din regiunea Bavaria s-au revărsat. Cel puțin 6 oameni au murit până acum acolo în urma inundațiilor masive. Probleme sunt și în alte țări. Nivelul Dunării a crescut în Ungaria, iar în Austria autoritățile au oprit navigația pe fluviu. Inundațiile au făcut ravagii în Bavaria. În landul din sudul Germaniei a fost declarată stare de urgență, după ce apele au intrat în casele oamenilor. Operațiunile salvatorilor continuă în zonele afectate. În mai multe localități sunt construite diguri din saci cu nisip pentru a opri înaintarea apei. Auch wenn es vielleicht jetzt so aussehen mag, Einsatzkräfte etwas zurückgezogen, haben wir doch schon einen sehr, sehr hohen Pegelstand und doch schon noch einige Gefahren hier am Wasser, die wir bewältigen müssen. Auch schon erste Aufräumarbeiten im Gange. O româncă din orașul Regensburg a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu nivelul crescut al Dunării. Acolo e zona de centru. Dunărea este în stradă deja, sunt diguri ridicate. Aici muzeul este la jumătate în apă. Vasele de croazieră nu mai vin. E horror. Fie furtună, plouă, neînțătat. Școlile din mai multe orașe au fost închise, iar circulația feroviară a fost suspendată pe mai multe rute. Uitați cum e Dunărea, cât de periculos e aici, cât e de sus. Am venit pe partea cealaltă a podului. Uitați cât de sus a ajuns la o așa, un placă de fier ceva. O să mai ridice un pic, dar mult nu prea mai au cum. Situația e critică. În timp ce inundațiile puternice se răspândesc în Europa Centrală, Austria a închis navigația pe Dunăre. În Linz, al treilea cel mai mare oraș austriac, malurile s-au surpat. Autoritățile sunt în alertă și în Ungaria, Polonia și Slovacia. Și autoritățile din România monitorizează debitul Dunării. Candidatul independent la alegerile europarlamentare, Silvestru Șoșoacă, susține că a fost escrocat și prejudiciat de cei care l-au ajutat să strângă semnăturile pentru validarea candidaturii. Șoșoacă este cercetat de procurorii Parchetului General pentru un eventual uz de fals și fals în declarații. Eu sunt cel prejudiciat în toată afacerea asta, pentru că candidatura mea e pusă sub semnul întrebării. Adică n-aveam cum să-mi fac singur lucrul ăsta, eventual am fost excrocat de un grup de șmecheri. Au fost și câțiva, e posibil să le fi făcut xeroxuri, să le fi luat după cruce din cimitir, cum fac ei, să se fi dus la bar, să fi lăsat lista și a doua zi să treacă suia și barmana să fi trecut din burtă ce au vrut ea, că așa se fac, mai ales la țară. Liderul AUR ar fi și el vizat de ancheta Parchetului General, pentru că ar fi instigat mai mulți membri ai partidului să falsifice mii de liste de susținători folosite de Silvestru Șoșoacă pentru a-și depune candidatura la alegerile europarlamentare. Ați ieșit fizic dumneavoastră în stradă să strângeți semnături pentru candidatura dumneavoastră? Nu. E imens. Să strânge 100.000 de semnături, mai bine renunț. Dacă ați ieșit într-o zi să strângeți? Nu. N-ați ieșit deloc? Nu, am dat telefoane. Nu, șeful nu strânge. Hai să ne înțelegem. Șeful dă telefoane, rugăminți, ajutați-mă și pe mine pe teritoriu. Haideți, bă, băieți. George Simion v-a ajutat să strângeți o parte din semnături. Vorbind cu oamenii lui George Simion, este posibil să fi făcut asta. De altfel, George Simion a recunoscut anterior că falsificarea listelor de semnături este o practică recurentă
concurentă la nivelul partidelor și candidaților independenți. Crezi că e posibil să strângi cinstit 100.000 de semnături? Nu. Imposibil ca SOS-ul să fi strâns semnăturile. Deci asta e o fraudă pe care toți o știți că e acolo. Este cu siguranță o fraudă, este o chestiune de bravadă. Unii își ascund hoția asta sub forma unor firme de promotori. Nu că au strâns firmele de promotori, ni le-au adus. Nu. Sunt false. N-a strâns nici USR-ul, nici AUR-ul aceste semnături care chiar au strâns în stradă. N-au strâns nici independenții. Campania electorală a intrat pe ultima sută de metri. Candidații PSD din București au organizat o întâlnire cu simpatizanții pentru a transmite mesajele finale înainte de alegerile de duminică. Acolo se află și jurnalistul Euronews Octav Vasilescu. Octav, bună seara! Ce mesaj au de transmis acum înainte a celor două scrutine liderii PSD? Bun găsit, premierul Marcel Ciolacu le-a cerut candidaților PSD din București Plus lui George Tuță, candidat susținut și de Partidul Național Liberal pentru primăria sectorului 1, să discute astăzi cu o parte dintre alegători în capital. Aceștia au vorbit despre proiecte pe care le propun în cazul în care vor câștiga alegerile de duminică. S-a vorbit, de exemplu, despre noul stadion Dinamo, despre investiții în educație sau în spitale din capitală și sunt încrezător social-democrat înaintea alegerilor de duminică, că ar putea câștiga din nou primăria capitalei prin Gabriela Firea. Potrivit ultimelor analize făcute de Partidul Social Democrat, Gabriela Firea și Nicu Șordan ar fi în acest moment, s-ar lupta în acest moment pentru funcția de primar general și după data de 9 iunie. De asemenea, în ceea ce privește alegerile locale, estimările PSD sunt că ar putea obține cu până la 20% mai multe reședințe de județ în perioada următoare. Trebuie să se amintim faptul că, indiferent de câștigătorii alegerilor din 9 iunie, aceștia își vor prelua mandatele tocmai luna septembrie, când expiră mandatele aleșilor aflați în acest moment în termen. Și, de asemenea, rămâne de văzut care va fi rezultatul în privința alegerilor europarlamentare, pentru că aici cumva au fost eclipsate în România alegerile pentru Parlamentul European de alegerile locale, alegeri care preponderent în țara noastră interesează mai mult pe alegători și spunea și premierul Marcel Ciolacu recent că campania pentru europarlamentare nu a fost foarte vizibilă și nu a strânit foarte multă emoție în țara noastră, dar chiar și așa speră ca alianța PSD-PNL să obțină 50% din mandatele României pentru Parlamentul European. Mulțumesc, Octav, pentru informații. Bilanț de campanie pentru partidele de opoziție de dreapta. Cu o zi înainte de finalul campaniei pentru locale și europarlamentare, liderii Alianței Dreapta Unită au tras linie și se pregătesc de momentul mersului la urne. Cu detalii vine colegul meu Marius Vulpe. Bun găsit, Marius! Așadar, ce ținte electorale și-au fixat cei din această alianță și, până la urmă, ce au făcut ca să le îndeplinească? Bun găsit tuturor! Ei bine, în momentul de față, actuala conducere politică a acestei alianțe electorale își propun să obțină locul secund la alegerile europarlamentare imediat după alianța electorală PNL-PSD. În ceea ce privește alegerile locale, ei bine, aici liderii USR, cei ai PMP și ai Forței Dreptei doresc să păstreze, să conserve actuala zestre de primari, în special în marile municipii reședință de județ, la Timișoara, la Brașov și la Bacău, dar și cele două sectoare ale capitalei pe care le gestionează în momentul de față, la sectorul 1 și 2, și de ce nu să mai câștige câteva primării, municipii, reședință de județ, încearcă să lupte la Constanța, la Baia Mare și la Arad cu propriilor candidați comuni, însă evită să-și asume un obiectiv clar, o cifră clară cu privire la ceea ce înseamnă votul politic la alegerile locale. Legat de alegerile europarlamentare, se speră să se obțină un scor între 17% și 20%, dar această alianță electorală a avut unele probleme cu acoperirea națională în ceea ce privește candidații pentru primării, de aici să spunem și rezervele cu privire la un scor
politic asumat. Până atunci însă, astăzi a fost penultima zi de campanie și toți liderii Alianței Dreapta Unită au făcut un apel către votanți să se prezinte într-un număr cât mai mare la vot, un scenariu care de altfel îi avantajează dacă vorbim de alegerile din data de 9 iunie. Mulțumesc, Marius! Cu ciobolanul în mână, cu vaca la păscut în centrul capitalei, cu lansări muzicale și curse de motocicletă, cam așa s-a desfășurat luna de campanie electorală pentru alegerile locale de duminică 9 iunie. Este ultima zi în care putem să vă arătăm la televizor activitatea candidaților la locale, așa că iată câteva momente memorabile. Startul. Cu doar câteva zile înainte de scrutin, iată cum își imaginează cursa electorală candidatul PNL la primăria capitalei. Firea încearcă să accelereze, dar Burduja pare să fie hotărât să o depășească și da, o face! Nicu Jordan, liderul cursei, apasă accelerația cât de tare poate încercând să scape de Burduja. Wow, Burduja! Face o manevră și îl depășește! Burduja trece linia de sosire! Este câștigătorul cursei! Nu este singurul care s-a urcat pe motocicletă în campania electorală, numai că, în cazul candidatei SOS România, Diana Șoșoacă, s-a lăsat cu anchete ale poliției. Campania lui Cristian Popescu Piedone a fost mai mult o comunicare unidirecțională cu Nicu Șordan. 2024, Nicușoare, opa, vine Piedone și te ia cu coasa. Unde candidatul pe USL vede teren neîngrijit, actualul primar al capitalei, candidat independent la primărie, vede succesul împotriva așa numitei mafii imobiliare. Suntem în intersecția din Răzoare, cea mai complicată intersecție din București. Dacă vă puteți închipui, aici am avut o cerere pentru un bloc de 15 etaje și cu o amprentă foarte mare, care ar fi nenorocit intersecția și mai mult. Iar câteva intersecții mai încolo, cu un adjuvant cel puțin neobișnuit, Adrian Vigheciu, candidatul PSD-PNL la primăria sectorului 5, îl critică pe primarul în funcție, Cristian Popescu Piedone. Actualei administrații nu-i pasă, de fapt, să facă lucruri importante pentru oamenii din sectorul 5. Din orice unghi am privi, sectorul 5 este ultimul al capitalei. Adrian Vigheciu nu s-a oprit la vacă, a continuat seria metaforelor din căruță. Nu, nici acesta nu este un film, este pura realitate din sectorul 5. Am ajuns pe strada căruței cu mare dificultate. Din 9 iunie trecem la treabă. Haide-i! Dar nici primarul de la 5 nu s-a lăsat mai prejos, ba chiar a fost mai îndrăzneț. Asta este respectul primăriei sectorului de față de dumneavoastră. Mihai Enache, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, a ținut să le arate bucureștenilor abilitățile lui de grădinar. Am pus mâna la muncă și am plantat 300 de copaci aici la intersecția Ghencea cu strada Brașov. În luna de campanie electorală, candidata PSD la primăria generală Gabriela Firea s-a plimbat prin mai multe locuri în București pentru a-și puncta reușitele din mandatul anterior. Toată munca mea e la vedere și reprezintă dovada că pot și știu să administrez acest oraș minunat. Candidez la primăria capitale pentru că îmi doresc să continui și să dezvolt toate proiectele din primul mandat. Iar ca să arate mai bine ce a făcut de-a lungul timpului, i-a cooptat în diferite ipostaze și pe ceilalți primari PSD de sectoare care vor să-și înnoiască mandatele. Colaborarea PSD-PNL doar la sectoare și separat la primăria generală a dus însă și la confuzii. Îi mulțumesc din suflet lui Stelian Burdujanu, Burduja. Sebastian Burduja. Sebastian, scuze. Emoții. Ce scuze? Ne știm de mult, Sebastian. E ok, dar exact. E Paștele, îmi dai un miel, Robert. De acord. Campania lui Sebastian Burduja a fost turcoaz, la propriu. A lansat chiar și o piesă, Visuri în bagaj, Revoluția turcoaz. Alegerile locale au loc duminică 9 iunie, odată cu cele europarlamentare. Secțiile de vot se deschid la 7 dimineața și se închid la 10 seara, cu posibilitatea prelungirii programului până la miezul nopții, dacă sunt oameni la rând. Primele rezultate ale alegerilor locale și europarlamentare se văd la Euronews România. Duminică vă prezentăm cel mai important exit poll desfășurat chiar în ziua scrutinului. La ora 22 vă arătăm datele sondajului care va fi realizat de Cus și Avangard, iar dumneavoastră veți afla ce au decis românii. Vom avea atât rezultatele estimate în cazul alegerilor locale, cât și pentru cele europarlamentare, pentru că alegerile sunt la Euronews România. Doamnelor, domnilor, acum e timpul pentru o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem în câteva momente. Rămâneți cu noi!
15 elevi ai unei școli din localitatea Eșană Strung au ajuns la spital cu simptome specifice intoxicației după ce ar fi primit la școală mâncare alterată, mai exact sandvișurile incluse în programul Masa Sănătoasă. DSP a declanșat o anchetă epidemiologică. Guvernul a aprobat creșterea salariului minim brut cu 400 de lei. Peste 1,8 milioane de români vor primi de la 1 iulie aproape 2400 de lei în mână. Ca efect, patronii ar putea renunța la unul din 10 angajați ca să poată plăti salariile, cred economiștii. A început numărătoarea inversă până la încheierea campaniei electorale pentru locale. Unele dintre partidele politice au organizat ceremonii în care au transmis discursurile finale ale candidaților în fața simpatizanților. Iar astăzi se împlinesc 80 de ani de la debarcarea din Normandia. Lider mondial și veterani ai celui de-al doilea război mondial s-au întâlnit în provincia franceză pentru a marca ziua Z, evenimentul din 6 iunie 1944, care a reprezentat sfârșitul Germaniei naziste. Alegerile din 9 iunie ar putea crea adevărate dinastii de primari la nivel local. Mulți primari au transformat funcția lor într-o adevărată afacere de familie. De miși pentru incompatibilitate, mai mulți primari și-au pus soțiile sau proprii copii să candideze, ei urmând de facto să conducă din umbră instituția pentru următorii 4 ani. În paralel, rudele ajunse din motive similare, primari acum 4 ani, au făcut acum loc taților sau soților care au putut candida pentru un nou mandat. Paradoxurile nu se opresc aici. În peste 120 de alte localități, jocul democratic al alegerilor este eludat de practica candidaturilor unice, de regulă a edilului în exercițiu. Candidaturile actualilor primari din Șandra și Recaș, județul Timiș, au fost invalidate din cauza deciziilor de incompatibilitate, venite la pachet cu restricția de a mai putea candida sau ocupa o funcție publică timp de 3 ani de zile. Așa se face că cei doi edili au decis ca funcțiile să rămână în familie, dar cu protagoniști diferiți. Primarul orașului Recaș, Pavel Teodor, și-a împins fiul, Adrian Aurel Pavel, la primărie. Cu asentimentul PSD-PNL, propunerea de candidat a fost aprobată pentru a păstra același nume pe buletinele de vot. La Șandra, primarul Lucian Savu a decis, ca efect al deciziei Ani, să spună adio carierei de primar aflat la al treilea mandat, dar a reușit să-l impună candidat comun PSD-PNL pe propriul fiu, Natanael. În altă regiune, de această dată în Dobrogea, fostul edil al orașului Nevodar, Nicolae Matei, nu a avut niciun succes în demersurile sale de contestare a deciziei de incompatibilitate. Cu propria candidatură respinsă, Matei a anunțat desemnarea fiului Matei Gianni drept candidat la primărie din partea partidului Neamul Românesc. Nu este singurul ales local care tratează primăria drept titlu nobiliar bun de acordat în familie. Aflați acum 4 ani în situații similare de incompatibilitate, doi primari din județul Vâlcea și-au pus fie soția, fie copilul să candideze. Și-au și reușit, rudele lor devenind primari. În prezent, Camelia Romcescu, actualul edil al comunei Slătioara, s-a retras de bunăvoie pentru a face loc unei noi candidaturi din partea soțului Sorin Romcescu, acum reabilitat și scăpat de rigorile legii. Într-o altă localitate vâlceană, însă, în comuna Scundu, înțelegerea inițială dintre tată și fiul familiei Blejan nu a mai fost respectată. Cel din urmă, Mihai, nu mai vrea să renunțe la funcție și e în război electoral cu propriul tată, Dumitru Blejan, pentru scaunul de primar.
Aceeași practică o regăsim și în județul Argeș. Tot din cauza deciziei ANI, în 2020, la numai 24 de ani, fiica primarului din Corbi, Anca Alina Baciu, prelua funcția devenind cel mai tânăr primar din țară. Acum s-a retras pentru a face loc tatălui, înscris pentru obținerea unui al treilea mandat de edil. Mai la sud, în Olt, scaunul de primar din localitatea de Veselu este disputat însă de către actualul edil Nicolae Dobre și de către nepotul său, Marius Aliman, fiul fostului primar decedat chiar înainte de localele de acum 4 ani. O situație similară, dar din alte considerente, o regăsim chiar în inima țării, la București. Aici, actualul edil al sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, se află în cursa pentru primăria generală a capitalei. Pentru primăria de la 5 a reușit să impună drept candidat pe USL pe propriul fiu, Vlad Popescu Piedone, deputat PSD. În alte localități, însă, situația este mult mai gravă. Potrivit datelor BEC, la nivel național, în 126 de comune există un singur pretendent la funcția de primar și acela este actualul edil. În condițiile în care localele se desfășoară într-un singur tur de scrutin, acești candidați au nevoie doar de un singur vot ca să fie validați sau reconfirmați pentru un nou mandat de 4 ani. 3 candidați la Primăria Capitalei și-au prezentat soluțiile pentru extinderea spațiilor verzi din București. Nicu Șordan, Gabriela Firea și Sebastian Burduj au răspuns într-un interviu realizat de comunitățile de mediu la 10 întrebări ale societății civile pe 10 teme de mediu ale Bucureștiului. Legislația națională prevede ca pentru fiecare locuitor să existe minimum 26 de metri de spații verzi. Bucureștiul nu a ajuns nici măcar la jumătatea drumului, având doar 9 metri pătrați. Activiștii de mediu le-au cerut candidaților să-și prezinte soluțiile. În primul rând, noi trebuie să nu mai pierdem spații verde. Din fericire, am reușit să blocăm acele puzuri de sector în mare măsură. Ar mai fi pierdut încă 600 de hectare. Asta e o chestiune. A doua chestiune este că primăria poate să răscumpere acele spații verzi private, primăriile pot să răscumpere, dar avem o problemă pe care trebuie să o corectăm în legea 24 și în grila notarială. Mi-aș dori o mai mare grijă pentru parcurile existente, pentru ceea ce se întâmplă în Herăstrău și în Cismigiu, parcuri care sunt în subordinea Primăriei Capitalei și care, din păcate, nu au fost întreținute foarte bine în acești ultimii ani de zile. Dar, în paralel, cred că este nevoie, în afară de amenajarea peisagistică a acestor parcuri frumoase, dacă sunt amenajate din capitală, și noi spații verzi, atât în ceea ce privește cele care țin de municipalitate, dar primăriile de sector, care în ultimii ani au făcut pași destul de consistenți pentru a planta noi arbuști, pentru a avea spații verzi frumoase, primitoare și aspectoase și flori, chiar nu doar gazon sau copaci, ceea ce este un lucru îmbucurător, și de asemenea și să-i stimulăm și premiem pe cetățenii care fac astfel de lucruri, nu doar în folosul lor, ci pentru frumusețea orașului. Noi am propus în planul pentru București un parc nou, parcul Pădurea Băneasa, conform codului silvic se poate transforma în parc, un parc nou în zona parcului Izvor, legat cu Palatul Parlamentului și mai departe până la Academia Română. Ne dorim cât mai multe parcuri între blocuri și nu blocuri în parcuri, așa cum din păcate s-a întâmplat în capitală. Primăria Generală, împreună cu primăriile de sector, are posibilitatea să facă aceste pocket parcuri la distanțe scurte de locurile unde bucureștenii trăiesc, astfel încât să aibă acces la spații verzi, la o plimbare scurtă de casă. Realizatorii interviului au analizat și programul candidatului pe USL, Cristian Popescu Piedone. Acesta conține inițiative în domenii precum protejarea spațiilor verzi, îmbunătățirea calității aerului și urbanismul responsabil. Însă comunitățile de mediu critică lipsa detaliilor concrete, a termenelor clare. Piedone nu a dat curs invitației de a participa la discuția despre un București mai verde.
Alegerile europene din această săptămână sunt primul test electoral după crizele succesive prin care a trecut Uniunea în ultimii ani. Pandemia de COVID-19, explozia prețurilor energiei și războiul din Ucraina au pus la încercare partidele de la conducerea blocului comunitar și au lăsat spațiu pentru ca partidele ultranaționaliste să câștige teren. Partidele de extremă dreaptă se află în fruntea sondajelor în Austria, Belgia, Franța, Italia, Țările de Jos și Polonia. Colega mea Sonia Teodoriu ne explică cum ar putea influența această ascensiune componența noului Parlament European. Analiștii politici încadrează două grupuri din actuala formula Parlamentului European ca fiind de extremă dreaptă. Din familia Identitate și Democrație fac parte partidele conduse de Marine Le Pen, Matteo Salvini și de olandezul Geert Wilders. Partidul Alternativa pentru Germania a fost exclus recent. Grupul are ca priorități protejarea suveranității națiunilor europene, stoparea migrației ilegale și prevenirea a ceea ce membrii numesc ca fiind potențiala islamizare a Europei. De cealaltă parte, avem grupul conservatorilor și reformiștilor europeni. Începând cu anii 2010, partide membre precum Lege și Justiție din Polonia s-au radicalizat, iar analiștii i-au încadrat în spectrul extremei drepte. Din ICR mai fac parte și partidul Vox din Spania, precum și formațiunea Georgiei Meloni, Fratelli d'Italia. În mod tradițional, ICR nu susține extinderea Uniunii Europene. Partidele din grup au fost pro-Ucraina de la începutul războiului de la granița Uniunii și pro-întărirea pilonului de securitate al blocului comunitar. În plus, ICR a colaborat cu marile familii politice europene pentru adoptarea politicii de reglementare a migrației. Așadar, cele două mari familii politice împărtășesc identitatea ultranaționalistă și viziunea privind familia tradițională și își doresc un control strict al politicilor privind migrația. Pe de altă parte, au viziuni diferite atunci când vine vorba despre susținerea Ucrainei. Atunci când a fost supus la vot în Parlamentul European pachetul de 50 de miliarde de euro pentru Kiev, 59 de deputați ID au votat împotrivă, în timp ce 68 de eurodeputați ICR au votat pentru. Analiștii politici văd posibilă crearea unui nou pol de extremă dreaptă în viitorul Parlament European, având în vedere că și partidul condus de Victor Orban, Fidesz, le-a invitat pe Meloni și Le Pen să ia parte la o nouă familie politică în Parlamentul European. Partidul Georgiei Meloni face parte în prezent din familia conservatorilor reformiști. De acest grup ar putea depinde și Ursula von der Leyen, care speră să obțină un nou mandat în fruntea Comisiei Europene. I have been working very well with Giorgia Meloni in the European Council and is clearly pro-European. Against Putin, she's been very clear on that one and pro-rule of law if this holds. În urmă cu 5 ani, actuala șefa executivului comunitar a fost aleasă de o majoritate fragilă, din care a făcut parte și grupul socialiștilor democrați. Candidatul principal al grupului, Nicola Schmidt, spune că ar putea refuza să voteze pentru Ursula von der Leyen dacă se aliază cu partide ultranaționaliste. There is no way, I'm very clear on that, there's no way to have any arrangement, deal or whatever with the extreme right. De la înființare, Parlamentul a fost guvernat de o alianță a popularilor europeni și a socialiștilor democrați. De când cele două grupuri și-au pierdut majoritatea în 2019, ele colaborează și cu Renew Europe. Sondajele arată că acest grup politic ar putea pierde din membri în viitorul Parlament, motiv pentru care pentru o nouă majoritate ar putea fi nevoie și de alte partide. E dipende da voi decidere se l'Europa dovrà continuare a subire l'immigrazione incontrollata, filosofeggiando su ricollocamenti inefficaci e lasciando decidere ai trafficanti di esseri umani chi debba entrare a casa nostra, oppure se dovrà controllare le frontiere esterne, bloccare le partenze illegali e rimpatriare gli irregolari. Totuși, experții atrag atenția că în politica europeană, în multe situații, majoritatea care se formează în Parlament atunci când se alege președintele Comisiei nu se păstrează și în cazul celorlalte voturi. Există multe companii de sondaj în Europa care se uită la legislația europeană și pe baza modului în care Parlamentul European a funcționat în legislațiile anterioare au ajuns la concluzia că și acest val de
dreapta radicală crescută la nivel european nu o să influențeze foarte mult procesul legislativ european, o să fie într-un fel influențat în proporție de 5%. Din cele două familii politice ultranaționaliste au făcut parte de-a lungul timpului și eurodeputați români. Numărul lor a fost neînsemnat până acum. Potrivit mai multor sondaje, în viitorul Parlament European ar putea ajunge anul acesta mai mulți reprezentanți ai partidelor care împărtășesc aceeași ideologie cu grupurile de extremă dreaptă. Libertatea înseamnă să nu accepți ca altcineva să gândească în locul tău. Sunt cuvintele spuse de poeta Ana Blandiana în cadrul unei dezbateri despre curaj, despre importanța valorilor democratice și despre puterea cuvântului scris împotriva cenzurii. În anul 2016, Ana Blandiana a fost desemnată poet european al libertății. Pentru România este una dintre vocile care în anii comunismului au transmis prin poeziile lor dorința de libertate a poporului oprimat de regimul politic. Este considerată un model al curajului pentru felul în care vocea ei a reușit să treacă peste cenzura vremii. De aceea, poeta a fost invitată la o dezbatere chiar despre această calitate necesară într-o societate, curajul. Când sunt întrebată, mai ales de tineri, cum e să fii liber? Ce? Și întotdeauna îmi vine să spun, liber este să ai curajul să fii tu însuți și să treci prin spiritul tău critic totul. Până la urmă, chiar asta e libertatea, să nu accepți ca altcineva să gândească în locul tău și să ai curajul să o faci tu însuți, ceea ce nu e ușor. Drumul spre libertate este totul și în același timp, având în vedere că democrația este ceva foarte fragil, care oricând și acum în aceste ani mai mult decât oricând poate fi distrus, ce trebuie să fie clar este că acest drum nu trebuie să înceteze. Deci, că trebuie să înaintăm fără încetare, că în fiecare clipă trebuie să ne redefinim felul de a fi liberi. Nu să luăm ca pe un dat de care nu ne pasă, pentru că oricum l-am primit gratis. Ana Blandiana este un model și pentru cei tineri, pentru că din cărțile sale aceștia află despre evenimente uneori uitate sau omise ale istoriei recente. În anul 1984, Ana Blandiana a scris poezia Eu cred. Poemul era considerat subversiv de către regimul comunist. Iată câteva versuri. Eu cred că suntem un popor vegetal. Cine a văzut vreodată un copac revoltându-se? Am ales să o invităm pe Ana Blandiana pentru că e luna în care se împlinesc 34 de ani de la Mineriadă. E un moment critic în istoria noastră recentă. În același timp e și momentul în care ne putem aminti de ce a însemnat curajul în piața universității și ce înseamnă de fapt cât de valoroasă este libertatea care nu cade din cer. Libertatea se cucerește zi de zi. În urmă cu două săptămâni, Ana Blandiana a fost recompensată cu o distinție extrem de importantă literar, Premiul Prințesa de Asturia pentru Literatură 2024. Președintele rus Vladimir Putin a transmis în cadrul unei conferințe de presă că Rusia nu va ezita să folosească armele nucleare dacă se va simți amenințată. În plus, liderul de la Kremlin a sugerat că ar putea să ofere arme unor țări terțe pentru a ataca Occidentul dacă aliații NATO vor permite Ucrainei să atace direct teritoriul Rusiei. Recent, același Putin a declarat că Rusia nu are ambiții imperiale și că nu intenționează să atace NATO. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Посмотрите, что там написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства. На тему о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России? То есть ответ может быть асиметричным.
Adversarele României de la Euro, Belgia și Slovacia au obținut victorii categorice în meciurile amicale pe care le-au disputat. La Bruxelles, Belgia a învins Muntenegru cu 2-0, prin golurile marcate de vedetele Kevin De Bruyne și Leandro Trossard, iar Slovacia s-a impus categoric în meciul cu San Marino, scor 4-0. Duminică, Slovacia va disputa un alt meci de pregătire în compania naționalei din Țara Galilor. Luka Modric și colegii săi din Naționala Croației l-au vizitat pe Papa Francisc la Vatican înainte de participarea la Euro 2024. Suveranul pontif a primit un tricou personalizat din partea fotbaliștilor și le-a transmis acestora mult succes. Până la turneul final din Germania, Naționala Croației va mai juca sâmbătă un meci amical în Portugalia. Alexander Zverev a obținut calificarea în semifinalele de la Roland Garros după victoria în 3 seturi în fața australianului Alex de Minaur. Jucătorul german se va duela pentru un loc în finala competiției de la Paris cu norvegianul Casper Ruud, cel care a beneficiat de abandonul sârbului Novak Djokovic. În cealaltă semifinală se vor întâlni italianul Jannik Sinner și spaniolul Carlos Alcaraz. După zile caniculare, vremea s-a dezlănțuit astăzi pe litoral. În eforie, plajele au fost acoperite de grindină, iar unele străzi s-au inundat în doar câteva minute de ploaie torențială. Vedem imagini spectaculoase de acolo în scurt timp în jurnal. Rămâneți cu noi!